De mult, de mult de tot, goarna sună în felul acesta, căci veniva ziua sfântă când se va zgudui tot universul. Pentru toți, ziua măriață ne va prinde ca un hoț, dar depinde cum e starea, vom zbura sau vom rămâne jos. Pe o pajiște însorită, doi copii, doar doi copii, unul-i transformat la clipă, celălalt este uimit. Prietenia lui și joaca le-a uitat, e stingerit. Ce-a fost asta? Se întreabă el cu mintea de copil. Cât mai mult, în sat e zarvă, mama și-a pierdut chiar fica și aleargă în graba mare să anunță ce-o fi oare. Dar deodată în fața ei apare chiar vecina și îi spune: noaptea aceasta ne-a distrus, căci a fost răpirea. Peste tot e zarvă mare, chiar și în sat, chiar și în oraș, și alarma-i peste tot. Vai, pe fețele multora se poate scrie ce oare. Grozăvie, grozăvie, cei de sus sunt îngrosiți. Cum să facă ei bilanțul celor vii sau dispăruți? Toți anunță cu durere, n-au copii sau n-au părinți? Unde-s? Au plecat cu norul, căci un vuiet s-a auzit. Ceață, vânt sau un vârtej a tulburat universul? Mânăstriașină și-a pus o bătrână clătinându-și mersul. De pe meridian din lume se anunță tot mai mult, căci dispăruți-s fără număr. Cei rămași, oare cei mai mulți? Se întreabă cei cu vază, cei ce se credeau chiar tari. Care oare cum misterul? Vom învinge, fiți bărbați. Dar deodată sună o veste, căci Mirele Emanuel a chemat azi noapte la sine pe poporul său, la el. Se întreabă cei cu vază, cei ce se credeau cartari, care oare acum misterul? Vom învinge, fiți bărbați. Fulger, trosnet și văpaie a cuprins azi universul. Mânăstriașină și-a pus o bătrână clătinându-și mersul. Da, profetul a venit, Mirele Iisus iubit, spun aceasta cu indignare cei ce umblau chiar la adunare. Tremurând la fel ca toți, sunt și ei pe această cale. Unde-i vălul de mireasă? Dar cu noi ce-o fi oare? Ne-am ales o cale largă, blamând pe cei ce erau sfinți, nealinindu-ne cu ei ca să fim și noi răpiți. Amânare, amânare, asta-i boala cea mai grea, crezând că mirele nu apare să ieșim în întâmpinare, și am lărgit calea mergând pe ea. Vai, e teslegat satana, prințul lumii e turbat, căci aceasta-i hotărârea, de la ONU s-a strigat. Nimeni ar să nu se închine nici la sfinți, dar nici la zei. Fenomenul acesta mare ne-a îngrozit, suntem mișei. Duhul Sfânt nu ne mai strigă, totul este terminat, căci am pus baza doar pe iubire. Dragostea venea din fire, nașterea din noi e ceva simplificat. Nimeni nu înțelege, nici țăranul, dar nici rege, ceea ce s-a întâmplat. A doua zi biserica a fost plină, dar nimeni nu s-a închinat să predice, să cânte, nimeni nu s-a mai aflat. De la mic și până la mare, hotărârea e aprobată, azi se încuie orice poartă, se închide tot ce am aflat. Lacrimi i-a brăzat obrazul la cei ce au mai avut curajul să mai zică: Domnul meu, uită-te-s aici și eu. Dar
înfrânți în disperare, nimeni nu mai este în stare nici să cheme îndurare de la Sfântul Dumnezeu. Doar prin învinovățire, aruncând cuvinte din durere, cei de la amvon au strigat: Biblie v-am dat, cuvântul vi l-am arătat, singuri calea v-ați trasat. Azi sentința-i sigilată, de la princip la rege, președintele de stat, chiar și cel ce-i avocat. Cel ce judecă poporul e Satan, e deslegat. Moartea-i ultimul cuvânt pentru cel ce se crede sfânt. Nimeni nu mai are lege pentru crezul său că-i bun, nimeni nu-l mai înțelege, chiar din casa lui de-i rege, pe moment l-a anunțat. Moartea i-a bătut în poartă și a strigat: vină ondată, schimbă-ți viața, fii salvat. Blastă-mă pe acest Iisus, să dispară din popor orice om ce muritor are un singur salvator. Căci balaurul cel mare e întins pe munți, pe mare, tot pământul e al lui, căci legea l-o crotește, căci de azi el este rege. Mulți vor sta în temnița încuiată până vor plăti orice faptă. Tu alege, fii hotărât să nu rămâi pe pământ, căci durerea-i foarte grea, cerul-i moștenirea ta. Domnul să ne ajute să avem parte de înviere. Amin.